Sau și am găsit la un nou episod. În acest episod ne jucăm Automation și o să încercăm să facem o mașină de asta, nu de raliu, gen de curse, ceva genul ăsta. O să găsesc mașina. Ok, deci asta va fi mașina pe care o vom transforma într-o mașină de curse. Numai asta vreau. Sau ba... Nu, lasă, asta e mai bună, care... Că putem să-i punem motorul. Ok, o să-l facem din fibră de carbon. O să-i punem asta. Haide-mă. Așa. O să facem și motorul. O să-i punem un V12. Dar nu vrea ca să intre V12-le. Stați puțin, că o să încerc să fac V12-le să intre. Ok, deci am reușit să-i bag V12-le. Hai să dăm așa. Îl facem cât de bun putem. Îi punem aici un turbo. Așa. Ok, deci am construit o bombă. Și nici măcar nu e atât de puternică. Ok, o să încerc să o fixez. O să revin. Ok, deci am reușit să-l fac ca să aibă 620 de cai putere. Ok. Hai să și îl testăm. O să vă dau ca să auziți motorul. Sper să nu vă sparg urechile. Da, să vă dați volumul mai încet. Ok, sper că nu v-am spart urechile atât de tare. Da, deci asta este mașina cu care o să lucrăm. Hai, prima... ok, n-o să întreb nimic. Prima dată o să facem un body kit. Așa, ca să arate frumos. Așa, o să o facem galbenă, în mare parte. Așa. O să vreau ca să-i fac aici astea, să-i le fac, nu, bă. Da, stați puțin să-mi fac asta. Ok, deci am făcut-o așa. Hai să mai ajustăm puțin. Ceva de genul ăsta. Și da. Să-i punem aici niște de-astea frumoase. M-aș gândi să-i pun niște de-astea. Nu prea-mi place. Nu. Îi punem din astea normale. Uite, asta arată.
arată ok cât de cât. Așa. Lol, cum am făcut-o. Hai să punem și asta din spate. Hai să le punem pe astea, că arată destul de șmecher. Mă, dar parcă simt eu că trebuie să le fac mai mari. Așa, să se vadă. Nu avem nevoie de semnale. Da, dacă facem așa, trebuie ca să îi punem dita mai șmecheria. A, nu, am vrut să zic dita mai șmecheria. Așa. Nu ne trebuie de asta. Ne-ar trebui asta ca să fie aerodinamică. Ok, ok, hai că prinde formă. Da, arată chiar destul de bine. Normal că îi punem dita mai spoilerul, că deja e tradiție să îi punem dita mai spoilerul pe ea. Îl facem cât de mare se poate, că cu atât e, cât e mai mare, cu atât mai bine. Ce ai, mă? Așa. Și cum am zis, mai mare înseamnă mai bine. Așa. Da. Foarte frumos, ce pot să zic. Gata, băi, am pus mânere de daci. Bun. Ok. Hai să-i punem aici. Nu știu ce mașină vrea să fie asta. Putem să zicem că un fel de... N-ar mai fi. Un fel de Mustang de ăsta mai vechi. Deci hai să spunem... Hai să zicem că e un Mustang de ăsta o leacă mai vechi. Așa. Doar să zicem că e un Mustang din ăsta mai vechi. Nu vreau ca să bag sponsori, că nu prea am de ce. A, ok, aici este partea mai urâtă. Roțile. Acum trebuie să găsesc niște roți care arată bine. Roțile astea ar putea să meargă. Uite astea, da, merg. Sunt bune. Ok, ne trebuie... de ăsta. Unde-și, mă? Așa. Evident că ne trebuie radiator de ăsta șmecher. Unde mă radiatorul șmecherul? Bă, unde mi-e radiatorul? Așa. Aici e radiatorul șmecher. Unde ești, mă, radiatorule? Așa. Mă, dar ce-ai, mă, de ești pus așa? Ce e radiatorule? Mă, radiatorul, nu știi să stai drept? Gata, mă, am pus și radiator. Mai departe, îi punem un wheel drive, dual clutch, îi băgăm cât de mult top speed se poate. E, hai să zicem așa. Așa. Ok, acum trebuie să-i punem semi-slicks
și le facem cât de mari putem. Că ne trebuie multă grip. Tehnic ne-ar trebui niște frâne, dar nu pun frâne că n-avem nevoie. Stai. N-avem nevoie de frâne. N-avem nevoie de niciun downforce. Avem nevoie numai de o leacă de cooling ca să nu explodeze motorul. Hai să-i băgăm așa. Așa, nu ne trebuie safety. De ce n-ar trebui safety? Race. Așa. Bă, ce ai mă de ăștia din altă? Ok, eu tot nu-mi dau seama de ce mama naibii a statul de înaltă. Anyway, hai că are 6 studii ca ai putere. Da, hai că ne vedem în BIMNG. Ok, suntem aici în BIMNG, hai să băgăm un top speed. Mi-am pus aici ceas nou, care arată mai șmecher decât ăla normal. Evident că emblema s-a dus. De ce ar trebui să aibă mașina asta o emblemă? Dacă poți să o numești mașină la câta spoiler oale. Acolo cele două turbouri. Da, prinde undeva cam vreo 230 de mile pe oră și cam vreo 300 de kilometri pe oră, cam vreo 400, hai să zicem așa. Da. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Dani Gamer. La revederci.